Bitcoin a ajuns la un nou vârf istoric, atingând 93.500 de dolari aproximativ, însă altcoinurile nu prea se mișcă deloc. Singurele care într-adevăr au făcut niște mișcări semnificative sunt meme coinurile. Iar cel mai probabil mulți dintre voi nu ați investit în meme coinuri pentru că v-ați gândit că e mai bine să investiți în ceva cu utilitate, ceea ce nu este absolut deloc rău. Dacă vrei să investești în meme coinuri, ar trebui să o faci pur speculativ, pentru că ați văzut cum se întâmplă, astăzi sunt plus 200%, după care mâine sunt minus 300%, nimic nu e sigur atunci când vine vorba de meme coinuri. Într-adevăr, pot face o figură frumoasă, însă din punctul meu de vedere nu este o investiție atât de sigură. Bineînțeles că poți să spui deoparte, să zic 1-2% din portofelul tău în meme coinuri și să-ți asumi un oarecare risc. La un moment dat, cu siguranță o să vină și rândul altcoinurilor pe care tu le ai în portofel, însă acum este momentul BTC-ului. Până când BTC-ul nu o să se ducă într-o anumită zonă, iar eu bănuiesc că o să fie undeva la 100.000, 103.000 pe acolo, 105.000 maxim de dolari, o să stea acolo o zonă, după care o să înceapă și altcoinurile să urce. În momentul de față știm foarte clar că dominanța este la un nou vârf atunci când vine vorba de acest ciclu. Este la 61.3%. Mulți oameni spuneau că gata, dominanța și-a găsit topul la 60.8%, pentru că atunci a avut parte de o corecție, însă eu v-am zis că lucrurile nu stau chiar așa, pentru că ne uităm în trecut, iar dominanța în anul în care a fost halvingul, pe final de an mai ales, și-a revenit și a început să crească. La fel mă aștept ca și în acest halving year să se întâmple, adică pe final de an, adică în decembrie, dominanța să-și găsească topul, iar începând cu anul următor să vină acel altcoin season mult așteptat. V-am pregătit câteva lucruri interesante în videoclipul de astăzi, așa că nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Pe mine mă puteți găsi și pe grup și pe X. Hai să-i dăm drumul la treabă. Ethereum, în paritate cu BTC, vrea să-și găsească bottom-ul. Dacă Ethereum o să-și găsească bottom-ul undeva pe aici, acel altcoin season este destul de aproape. Eu zic că nu se ducă mai jos de această zonă 0.03. Poate să aibă un spike după care să înceapă să-și revină. Adică Ethereum să performeze mai bine decât performează BTC-ul, pentru că în ultima perioadă vedem că BTC-ul a performat mult mai bine decât a performat Ethereum. Iar în momentul în care s-a întâmplat acel altcoin season, uitați aici, Ethereum a performat mult mai bine într-o perioadă scurtă de timp decât BTC-ul, ok? Așa s-a întâmplat și aici. Ok, se poate vedea foarte clar. Ei bine, în momentul în care Ethereum își va găsi aici bottom-ul, o să înceapă să performeze Ethereum, după care o să tragă și după el celelalte criptomonede, celelalte altcoin-uri. Iar când zic astea, da, mă refer la cele care au într-adevăr o utilitate reală. Și că tot vorbeam despre criptomonedele care nu au o utilitate reală, vedem că meme coinurile sunt într-o ascensiune continuă. PP plus 21%, vedem că s-a dus la 9.27 de miliarde de dolari, este în top 15 criptomonede din lume. Deci PP este pe locul 15 din topul criptomonedelor, ca să vă dați seama. Avem PopCat, la fel un meme coin, WIF, la fel Memecoin, Peanut Memecoin, Bread Memecoin, Mob Memecoin, majoritatea sunt Memecoinuri. V-am spus, nu e bine să neglijăm nici partea asta de Memecoinuri, însă trebuie avut grijă, nu trebuie să-ți alogi mai mult de 1-2% din portofelul tău pe astfel de investiții. Suntem într-adevăr super la început atunci când vine vorba de acel altcoin season, iar în momentul în care în momentul în care o să vină acel altcoin season, ar trebui să se ducă această linie până aici sus verde. Vedem cum a fost în 2021, vedem cum a fost 2018-2017, iar noi suntem aici. Abia acum putem să zicem că e o mică scânteie, da? Vedem pe această micuță linie, e o mică scânteie, un început de altcoin season, însă e departe de a se întâmpla, e departe de a avea loc acel altcoin season cu creșteri parabolice. Bitcoin a ajuns pe locul 7 atunci când vine vorba de capitalizarea de piață la nivel global, da? La nivel internațional.
Practic, BTC-ul a ajuns la 1,8 trilioane de dolari, iar pe locul 6 înaintea BTC-ului este Google cu 2,2 trilioane. Iar, bineînțeles, pe primul loc este aurul. Eu zic că într-o bună zi o să vină vremea BTC-ului și o să depășească chiar și aurul și o să fie numărul 1. Când se va întâmpla asta, nu cred că știe nimeni să spună o dată exactă. Dar, la un moment dat, eu cred cu tărie că o să se întâmple treaba asta. Cred că BTC o să fie cel mai valoros asset din lume. Un lucru îngrijorător este acest index, Fear and Greed Index. Noi acum suntem la Extreme Greed. Practic, BTC-ul, pentru că acest index se referă strict la BTC, este la Extreme Greed. Iar în momentul în care noi suntem aici pe zona asta pe verde, cea mai bună strategie este să vindem. Pentru că BTC-ul nu stă atât de mult pe această zonă. Dacă a depășit, să zic, 90-92, nu stă chiar atât de mult, iar apoi o să înceapă să se corecteze. Iar în momentul în care suntem aici, pe roșu, e o strategie bună să cumpărăm. V-am tot spus chestia asta. Ce e important de menționat este că acest index se referă strict la BTC. Cu alte cuvinte, eu zic că o strategie bună ar fi să vinzi o mică parte din Bitcoin în momentul în care acest 88 se transformă în 90, 92, deja la 95. E un semnal destul de puternic de alarmă. Nu zic că n-ar putea să mai stea o vreme pe aici. Ar putea, dar mare atenție la acest indicator pentru că este îngrijorător. Vreau să vorbim un pic și despre aur. Vedem că aur s-a corectat destul de mult pentru că banii care au fost în aur au intrat în Bitcoin. De ce? Pentru că Trump a câștigat alegerile, pentru că America devine pro-crypto, pentru că se face rezervă națională a Statelor Unite, iar oamenii ce au zis să mute banii din aur în Bitcoin. De ce? Pentru că are un potențial mai mare de creștere, având în vedere că are o capitalizare de piață mai mică decât are aurul. Și vedem că aurul s-a corectat 9% din top. Ei bine, majoritatea banilor, da, care au ieșit din aur, aceste 10% aproximativ, au intrat în Bitcoin. Nu toate, dar o mare parte au intrat în BTC. Ei bine, la fel o se întâmplă atunci când vine vorba de altcoinuri. Oamenii vor începe din ce în ce să-și asume mai multe riscuri. Banii din BTC se vor muta în altcoinuri și tot așa. Deci, răbdare pentru că acel altcoin season o să vină. Faptul că aurul s-a corectat, din punctul meu de vedere, este un semn foarte bun. Un lucru care deloc nu e bun este că DXY, adică indicele dolarului, a început să crească. Însă o să vorbim despre acest lucru într-un alt episod. BTC-ul în noiembrie, în momentul de față, are plus 29%. Eu zic că ar putea să închidă noiembrie cu plus 30%, adică peste 30% să fie, după care șansele sunt destul de mari ca decembrie să fie o lună roșie. Vedem că în trecut, decembrie, a avut luni roșii, dar și luni verzi. A fost undeva la 50-50, v-am mai zis. O lună în plus pe roșu a fost pentru BTC în luna decembrie. Deci n-ar fi o surpriză ca decembrie să fie o lună roșie, după care ianuarie să înceapă în forță pentru BTC, ianuarie și februarie, bineînțeles. Februarie, vă uitați, februarie doar 2 luni roșii din istoria BTC-ului, adică a fost o lună destul de bună pentru Bitcoin. Deci am putea să ne așteptăm la același lucru. Am intrat și pe Bitcoin, vedem că este la aproximativ 89.500 de dolari. Se pare că a început să se corecteze, vedem că și RSI-ul strigă pe daily, cel puțin nu mai poate. Pare că a obosit și într-adevăr BTC-ul iată că se corectează. Avem aici un suport destul de important pe la 88.000 de dolari aproximativ, 88.200, 88.100 pe aici pe zona asta. După care următorul suport ar mai fi aici. N-am mai trasat o linie imaginară, dar pe aici ar mai fi undeva la 80.000. Dacă BTC-ul rămâne peste 80.000 de dolari, este bullish în continuare. Deci eu zic în momentul de față că n-am avea de ce să ne facem griji. Faptul că BTC-ul se corectează este un lucru bun, nu este un lucru negativ deloc. Ăsta e episodul de astăzi. Nu uita să apeși butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Pe mine mă puteți găsi și pe grup și pe X, toate linkurile în descrierea acestui videoclip. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, aveți grijă de voi!